dau pe nimeni și îmi dai văzut că se scufundă mașina. Nu ți-a fost milă de femeie să o lași acolo să moară? De ce ai lăsat-o să moară? Ai rămas acolo până ai văzut că s-a scufundat mașina? Acesta este bărbatul care într-o noapte la jumătatea lunii august s-ar fi aflat într-o mașină care a căzut în lacul Ciupa din Argeș, în apropiere de autostrada A1. Nu era singur în autoturism, ci împreună cu o femeie. Trupul acesteia a fost zărit plutind pe luciul apei și ulterior a fost găsită și mașina pe fundul lacului. Am fost solicitați pentru o persoană înnecată într-un lac, la vecinătăți de județe. După extragerea victimei din lac, s-a descoperit sexul. Persoana este femeie, în jur de 40-45 de ani, moartă de cel puțin 48 de ore, cu semnele înaintate ale necului, la care doar s-a constatat decesul și nu s-au instituit manevre de resuscitare, care nu mai își aveau locul. Din păcate, l-am constatat doar decesul. Deci o autoritate a oprit aici și a strigat acolo, băi băieți, zice, aveți pe cineva în lac mort. Și nu, n-a zis că e mort, cred că e cineva mort în lac la voi. Și am venit repede cu un prieten, cu un amic care l-am chemat pe la mine și am găsit cadavru, am sunat repede la 112 și atât. Femeia era din Morteni, Dâmbovița și în urma anchetei s-a descoperit că avea un ordin de protecție emis de instanță împotriva soțului. Lucra la un local de pe autostradă și locuia la părinții săi la Negraș, în Argeș. De aceea, soțul ei, cu care era în procedură de divorț, a fost principalul suspect până să se dovedească faptul că acesta avea un alibi solid. În urma investigațiilor făcute în ultima lună, s-a descoperit că femeia nu a fost singură în mașină. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Topoloveni au reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore un bărbat în vârstă de 36 de ani din comuna Morteni, județul Dâmbovița. Acesta este bănuit că în cursul lunii august ar fi lăsat fără ajutor și nu ar fi anunțat autoritățile competente în momentul în care o femeie de 44 de ani din aceeași localitate ar fi căzut cu autoturismul într-un lac de pe raza comunei Ciupa Mânciulei, județul Argeș. Bărbatul va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Topoloveni. Bărbatul a fost reținut și asta pentru că nu ar fi acordat ajutor și nu ar fi sezizat autoritățile în momentul în care femeia de 44 de ani a căzut cu mașina în lac.